Detașamentul de pompieri Suceava a intervenit joi noapte pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Mărășești din municipiul Suceava. La sosirea pompierilor ardea un autoturism Dacia 1300 și 4 europubele de colectare a deșeurilor menajere, existând pericolul de propagare la o casă de locuit și autoturismele parcate în imediata apropiere. Mașina a fost distrusă în proporție de 90%. Pompierii cred că focul ar fi izbucnit de la o țigară aruncată în buncărul de gunoi. La sosirea echipajului de pompieri ardea un autoturism marca Dacia 1300 și 4 europubele de colectare deșeurilor menajere, lângă care se afla parcată mașina, existând pericolul de propagare la o casă de locuit și autoturismele parcate în imediata apropiere. Incendiul a fost lichidat la ora 3, în limitele găsite. Din primele cercetări a rezultat că incendiul a izbucnit prin efect termic din cauza fumatului în locuri nepermise. Tot joi seară, pompieri au intervenit la un incendiu într-un bloc din Opcin. Ardea ușa unui apartament în care se aflau două femei și un copil de 4 ani. Pompierii au stins flăcările și au evacuat cele 3 persoane care au fost preluate de un echipaj smurd. Ce l-a foc? Ușa. Ce l-a foc? Ușa de la intrare. Dar cum l-a foc? Negoasea motorină din afara ușii. În urma anchetei, pompierii au stabilit că incendiul a fost provocat intenționat de persoane necunoscute.